SECE Activitatea Goscome Sahorăștie a primit în nu cu mult timp în urmă statutul de operator regional de apă și canal. Cu această ocazie, societatea din Orăștie a devenit și membru al Asociației Române a Apei, care reunește toți operatorii regionali de profil. Asociația are o inițiativă importantă, cea intitulată Industria Apei ca proiect de țară, pe care cei de la Activitatea Goscome o susțin și chiar au și propuneri în condițiile în care România este codașa Uniunii Europene la racordare la utilități. Fabius Chiseli crede că acest aspect poate fi mult îmbunătățit dacă și partea politică ar înțelege importanța strategică a industriei apei. Acolo vrem să ne implicăm mai activ în diversele componente sau în diversele structuri ale asociației. Avem și noi propunerile noastre, participăm la seminarii, participăm la conferințe, participăm la tot ceea ce se propune. Chiar vreau să vă împărtășesc faptul că se propune o chestiune strategică, și anume apa ca proiect de țară. Asta este un lucru extraordinar. Sper că și partea politică va înțelege acest demers, pentru că dezvoltarea sistemelor de apă și canal nu e un lucru ușor la nivelul unei țări. Și cred că perioada următoare ne-am putea și vom putea să ne aplicăm mai puternic spre acest demers. Companiile de apă, printre care și Activitatea Goscome Orăștie, au implementat sau derulează proiecte de modernizare și extindere a rețelelor în valoare de peste 13 miliarde de euro. Conform analizei celor de la Asociația Română a Apei, ar mai fi nevoie de 25 de miliarde de euro în investițiile din domeniu. Banii ar putea fi absorbiți din finanțări europene, însă pentru acest lucru trebuie să fie de acord și clasa politică.